Mâine se dispută prima manșă a jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga a treia. Campioana Maramureșului FC Lăpușul Târgu Lăpuș va întâlni în deplasare formația ACSF Alb-Negru al studenților clujeni. FC Lăpușul a devenit campioana Maramureșului, reușind să câștige Seria Sud după 12 victorii, 3 egaluri și un singur eșec. În finala județeană, echipa din Târgu Lăpuș a trecut de Avântul Pârsana cu scorul de 3-0. Maramureșenii vor avea parte de un adversar dificil la acest baraj de promovare, deoarece campioana Clujului are în componență 4 foști fotbaliști de Liga 1. Este vorba de fundașul Octavian Abrudan, mijlocașii Gabriel Giurgiu și Alexandru Păcurar și atacantul Dorin Goga. De asemenea, din lot fac parte și 2 jucători care au avut tangență cu fotbalul maramureșan, atacantul Brian Lemac, născut la Rămeți, precum și fundașul Darius Hâmpea, trecut pe la FC Municipal Baia Mare. ACSF Alb-Negru al studenților clujeni a dominat Liga a 4-a, bifând 27 de victorii și un singur rezultat de egalitate. De asemenea, clujenii au și un golaveraj impresionant, cu 167 de goluri marcate și doar 2 primite. Prima partidă dintre cele două echipe va avea loc mâine, cu începere de la ora 18, pe Cluj Arena, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu în Târgu Lăpuș. În cazul în care maramureșenii vor câștiga această confruntare, județul nostru are din nou șansa să aibă o echipă în Liga a treia pentru al 5-lea sezon la rând. Din 2013 încoace, în fiecare sezon, campioana Maramureșului s-a calificat în eșalonul superior. FC Municipal Baia Mare în 2013, CSM Sighetu Marmației în 2014, ACS Comuna Recea în 2015 și Viitorul Ulmeni în sezonul 2016.